Bună dimineața, din nou! Pe TVR 1, pe TVR Internațional, pe TVR Moldova și TVR Info. TVR Info, și? Da. Facebook, Instagram și TikTok. Dar din ce am văzut eu, nu suntem pe Facebook deocamdată, o să fim în scurt timp. Stai! Pentru că... Mircea! La mulți ani! La mulți ani și îți mulțumim pentru tot ajutorul pe care l-ai dat, inclusiv mie săptămâna trecută de la Verona, pentru că dacă nu era Mircea, nu intram în nicio legătură, păi pentru că eu și tehnica suntem Mircea paralel. Stai că Mircea a început să te ajute cu tehnica de anul trecut, de când făceai tu rubrică, dacă mai ții exact, minte, de mod de ai plecat la Veneția și am transmis tot de acolo și tot datorită lui. Și toate exact. Alea. Deci, Mircea Mitrofan, la mulți ani, să fii sănătos, voios, fericit. Ești plecat la Belgrad? Nu știu, lasă-mă în pace, unde e pentru că el de fiecare dată, în fiecare an de ziua lui, își face pleacă, un cadou. Își face un cadou. Nu vrea foarte să bine. Dea de băut colegilor și nu atunci, și atunci pleacă. Fie... Okay. Bun. Așa, am ajuns în partea a doua. O să vorbim la un moment dat și abia aștept să avem această discuție cu Simona Strungaru, care e compozitoare și dirijoare și orchestratoare și o să ne povestească lucruri foarte, foarte interesante. O să mergem în zona asta de... ne apropiem ușor, ușor de muzică. De teatru, operă. Da, dar deocamdată... Da. Păi stai că până ajungem acolo trebuie să trecem prin rețetă. Păi aia trebuie să trecem prin toate stările, pentru că trebuie să vină psihologul în curând care ne spune exact. Despre o carte... Wow. Până la carte și la stare bună. Hai să popom. Ce facem? Astăzi vreau ca să învăț toți românii, pentru așa. Că este cel mai important post de televiziune. Da? Mulțumim. Da. E părerea mea, da? Așa mă e. Foarte serios. Vreau să vă învăț numai rețete simple pe care puteți să le învățați imediat, chiar acum. Da? Și să le aplicați. Bun. Aveți marinate deja făcute. Eu am aici scrumbie, fileu de scrumbie și sardeluță. Ce-mi plac astea, bun. De da? Nu pot. Chiar dacă sunt rondele, chiar dacă sunt fileuri cum am eu, le tăiați ca să bucățele fie o singură bucătură. Ca, așa, da? Așa. Și apoi fiecare le puneți, cât știe că iau da? Odată în gură, știi? Mai mare, mai mică. Apoi le puneți împreună. Într-un bol. Poate să fie și de macrou și de hamsie, orice. Facem un mix acolo. Facem un mix, da? Bun, da. Facem o salată. Așa. N-am mai stat, ca toată lumea știe să taie sau să radă morcov, să taie ceapă și așa clar. Mai departe, da? Și atunci o să punem ceapă. Ceapă roșie obligatoriu. Exact. Ceapă roșie, îmi place tăiată mai mult. Mai mititel, așa. Da? Buleți așa mici. Așa. Cum se numește genul ăsta de... Este o salată? Nu, salata. Când tăiem ceapa așa, este peștișor... Nu e jilion, este... Solzișor este... Nu. Solzișor este... Solzișor este tăi ceapa pe jumătate și asta pe care foarte subțire. Asta sunt... E ceapă mărunțită cu bulețe, da. Gata. Ras puțin morcov, dar nu foarte mult, pentru că vreau numai să neutralizeze aciditatea marinatului. Și e prăzătoarea mai mare, văd. Da, și prăzătoarea mai mare, da? Așa. Și acum... Punem ulei de măsline. Obligatoriu de măsline. Eu îl pun destul de abundent, da? Pentru că e vreau ca să neutralizeze. Da. Așa un pic de amărele. Da, de amărele. Nu trebuie să avem grijă să alegem ulei de măsline. Bineînțeles. Da, bineînțeles. E important. Foarte important. Foarte important. A fost la Verona. Și nu numai. Da. Exact. Bun. Iar apoi... Ce mai facem? Deci, cum vă spuneam, foarte ușor, nu facem altceva decât să amestecăm bine și aș mai pune puțin pătrunjel eu, să-i dau un freshness, da? Și pentru culoare. Și niște culoare. Vitamina C, așa. Da. Bun. Și vreau să vă spun că am pregătit acest platou în care ai salată de icre de ștucă, ai zacuscă cu pește, ai scrumbia fumată, păstrăva fumat și salată de scrumbie marinată și sardeluță. Deci, dacă cineva spune în momentul ăsta că e prea devreme sau că nu putem să mâncăm atâta marinat, ce spune? Nu este adevărat, pentru că nu este acru, deja este neutralizat și cu puțină pâine prăjită. Este un mic dejun extraordinar, da? Aha.
Da? Și gândiți-vă foarte sănătos. Și foarte mic dejun. Sau pe de altă parte, gospodinele care se trezesc de dimineață și vor să pregătească cu iubire pentru familie, nu? Dimineață, și 10 minute. Aia, când e toată casa încă liniștită, toată lumea doarme, ea face pregăteala, bagă la frigider, pregătește cafeluța și acum ați vă spun cinstic, o pâine prăjită bună, așa... Cu o icruță? Nu strică, nu? Nu, zici nu. Cum? Ce? Pâine prăjită, nu recomand, absolut. Și vreau să vă spun că merge foarte bine. Puțin mai devreme, doamna Anca spunea că... Doamna Anca, te rog frumos. Păi da, normal. Atât. Așa. Spunea, ei sunt mai vechiuți. Respectuos. Da. Da. Puteți să mâncați fără probleme în loc de pâine, puteți să mâncați și cu legume, puteți să mâncați și cu ardei gras fără niciun fel de problemă, da? Exact, da. Sau cu cozi de apio, sau cu sigur că da. Bineînțeles, ce bineînțeles. Da, ia-mă de aici, gălășin. Păi da, ia zic, a venit momentul tău. A venit momentul meu, a venit și invitatul meu. Păi aia zic, am văzut. E invitatul nostru. E invitatul nostru al tuturor. Nu e prima dată când vine. El a fost și la emisiunea Eu Pot, singura emisiune de dezvoltare relațională din România. De-aia mă uitam cu drag la campionii de mai devreme. Ca să ajungi campion mondial, trebuie să stai bine cu căpuțul. În general. Aia. E important. E important în general. Dar ca să faci performanță, trebuie prima dată să fii relaxat aici, să nu te ia nervul pe dinainte, absolut, să nu te ia emoția, să nu bați din picior, să nu fii nervos, așa, în general, să nu țipi, zic. Să nu țipi. Și, așa, și pentru atunci, asta, fii atent, pentru asta există un fel de Michael Jackson al psihologilor în toată lumea asta, se numește Gabor Mate, care în curând va reveni în România și Michael care își va... Jackson, asta mă... așa, deci fix așa este, deci nu trebuie să-ți placă, pur și simplu n-ai cum să nu fi auzit de el pentru că este faimos. A scris o lucrare împreună cu fiul său pe care o va lansa în curând și în România și psiholog... Și Sorin Lucaci, i-am consumat deja 5 minute. Iar Sorin Lucaci este alături de noi să ne povestească despre această carte senzațională. Bună dimineața! Ai auzit ce a zis Horațiu, nu? Da, că deci am înțeles, mâncat 35 minute. Nu, că ți-am consumat 5 minute. Dar eu sunt prea încântată de cartea asta și de venirea lui Gabor Mate la București, ca să nu vorbesc așa despre el. Da, așa e că e un fel de Michael Jackson al psihologilor. Dacă place ție sintagma asta, formularea asta, să mă așa mai cânceți. Bun. Da. Voi lansați cartea asta, practic. Da, editura Herald lansează cartea. În curând o să apară de la tipar. Cartea se numește Mitul Normalității. Trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, pentru că punctul central al cărții este societatea toxică, cultura toxică. Și, într-adevăr, Gabor Mate va reveni pe 16-17 octombrie la București, ținând conferințe. Acum, revenind la subiectul cărții, așa cum ai spus și tu puțin mai devreme, a scris o colaborare cu fiul său, Daniel Mate. De fapt, ce înseamnă mitul normalității? Într-o carte de aproape 800 de pagini, wow, și numărul paginilor nu cred că ar trebui să ne sperie, pentru că el ne poartă, Gabor Mate, în această carte printr-o, aș spune eu, o călătorie fascinantă sau captivantă în mai multe zone ale vieții noastre. Pentru că se duce și în zona politicului, se duce mai ales în zona socialului, în zona medicală, pentru că el este medic și psihoterapeut, poate cel mai celebru medic și psihoterapeut, și vorbește despre incidența, de exemplu, vorbește despre incidența bolilor în Occident, unde există sisteme sanitare foarte bine la punct, și cu toate astea el face legătura dintre boli, emoții, exact, cum ne influențează emoțiile și zona aceasta de psihosomatică și boli. Și spune la un moment dat în carte faptul că noi ca oameni, fiecare cu trecutul său medical și cu bolile pe care le are, nu ar trebui să fim luați ca patologii individuale. Și că la baza sau cauzalitatea bolilor există partea aceasta psihoemoțională. Faptul că emoțiile cumva își pun amprenta și traumele, subtitlul cărții, traumele din copilărie și emoțiile își pun amprenta asupra stării noastre de bine. Și chiar vorbește la un moment dat că nu factorul genetic, și asta am mai regăsit, asta am mai regăsit într-o altă carte celebră a lui, în care vorbește despre dependențe, tot despre dependențe vorbește și în această carte, într-un capitol, în care vorbește despre acest cerc, eu îl numesc cerc vicios. Mediul
familial, mediul, mediul în care noi trăim, da. Dependențele, faptul da. Că în urma rănilor emoționale, a traumelor, ajungem să dezvoltăm anumite comportamente adictive, anumite dependențe și mai departe, dependențele la ce pot duce decât în timp duc la, la boli, la da? Boli fizice, consumul da. De substanțe, tutunul, da, alcoolul, măcar nu trebuie să mergem acolo. Putem, mâncatul compulsiv. Mâncatul compulsiv, dacă mergi de acolo. Ce mi-a plăcut tare mult prima dată când am făcut o cunoștință cu Gabor Mate, a fost o chestie de genul, poți să observi un om cum arată, cum merge, cum privește, cum i s-au format ridurile pe față, ca să înțelegi care este climatul lui mental. Da. Pentru că îți porți cumva mintea și sufletul ți le porți pe față și în, cum pui cana pe masă, cum închizi ușa. Da, este... nu cred că exagerez dacă spun că este cartea anului. Mm-hmm. Da, clar e. Și este într-adevăr cea mai lansată, cea mai așteptată, să spunem, lansare de carte a anului. Ne bucurăm și de prezența lui și sunt convins că foarte, foarte mulți cititori, atât din zona specialiștilor, pentru că această carte, ăsta este marele farmec. Uh-huh. Mai sunt mulți psihologi și psihoterapeuți celebri care scriu cărți și au scris cărți. Dar meritul lui este faptul că el își deschide cumva sufletul da. În fiecare carte, își deschide inima și scrie foarte, foarte accesibil. Scrie pe înțelesul tuturor. Accesibil pentru cine are urechi să audă, că, că practic acolo e cheia, să fie și da, un receptor exact. Capabil să înțeleagă ce mesajul. Ce mi-a plăcut mie foarte mult ce ai spus tu mai devreme și m-am mai întâlnit cu această replică, care pe mine bineînțeles că mă bucură și mă umple de entuziasm, faptul că ai spus cine nu a auzit de Gabor Mate, da? Deci nu, și nu vorbim doar de psihologi și de psihoterapeuți. Clar. Care probabil că au cărțile în bibliotecă, da, așa ca manuale de lucru, instrumentare de lucru, dar și am observat că și lumea, publicul larg, opinia cititorii am avut mai devreme, sunt bucuroși să-l citească. Exact, am avut mai devreme doi campioni de sport, campioni mondial de sport, iar ei spuneau cât de important este, că de-aia am făcut dintr-o cea lungă, cât de important este să ai un climat mental echilibrat ca să ajungi absolut, la performanță. Absolut. Și în mediul de afaceri, da, deci oameni despre care ai putea să spui că, băi, n-au niciun fel de legătură cu mintea și cu sufletul, pentru că ei sunt oameni, oamenii economiei, oamenii banilor, de fapt și de drept, ca să faci performanță în business și ca să ai un, să practici un leadership de succes, tu trebuie să fii, din punct de vedere emoțional, echilibrat. Foarte echilibrat. Da, echilibrul este foarte important și el chiar vorbește și în carte despre această relație între minte, suflet și corp. Faptul că ele nu sunt inseparabile. Nu tratăm, eu știu, efectele, de fapt, cum face medicina tradițională, clasică, efectele bolilor, ci hai să ne ducem la cauzalitatea lor, să ne uităm la mediu, să ne uităm la istoricul de viață al acelei persoane și să vedem ce traume a trăit acea persoană, ce relație a avut cu părinții. Că, de fapt, de acolo pleacă totul, da? Și atunci ne dăm seama, de fapt, de aceste lucruri. Ce vreau să mai spun este... cartea urmează să apară de la tipar, deci deja au început foarte mulți cititori să facă precomenzi. Exact, să facă precomenzi, da, să facă precomenzi și apoi, bineînțeles, și comenzi și cartea va fi găsită pe site-ul editurii Herald. Eu de-abia aștept să citesc cartea, de-abia aștept să vin la conferință. Absolut. De-abia aștept interviul cu Gabor Mate și de-abia aștept să facem un follow-up la toată povestea asta. Facem, cu siguranță, pentru că, repet, este un eveniment cultural al acestui sfârșit de an și care merită cumva pus în valoare. Așa este și de-aia îți mulțumesc tare mult că ai venit în dimineața asta aici. Cu mare aici. Drag. Să le spunem doritorilor de o conferință revoluționară pentru, inclusiv dacă sunt lideri care n-au niciun fel de legătură cu mintea și cu sufletul, cu siguranță acolo vor înțelege răspunsuri pentru multe din întrebările de relaționare pe care absolut. Le au cu angajații, cu familia și cu ei. Relația părinte-copil, pentru că clar. Una dintre teme, pe lângă tema centrală, normal, anormal, ce este normal într-o societate și, de fapt, ce este normal din punct de vedere al societății nu este sănătos, spune Gabor Mate, și natural, normal pentru noi, exact. Pentru că gândește-te doar la rădăcina cuvântului normalitate, normă. Să te supui, orbește unor norme, unor cutume, unor reguli sociale, pentru că așa au fost ele împământenite. Și mai este încă o chestie, dacă toată lumea acceptă sau dacă toată lumea face așa, nu înseamnă că e neapărat bine, nu? Absolut. E ca sănătosul într-un ospiciu. Ce e bine pentru altul s-ar putea să nu rezoneze cu valorile.
valorile mele personale să nu fie bine pentru mine. Așa că trebuie lua, să ne luăm fiecare... Da, îți mulțumesc tare mult, Sorin. Eu vă mulțumesc. Bogdan, când apar tu, știu că a expirat timpul. Păi da. Da, așa mi-am câștigat eu reputația. Când apar eu, a expirat timpul. Da, eu întotdeauna întrerup pe toată lumea. Da, este tăiosul care zice gata, nu mai avem timp. 30 păi avem, de secunde. Avem atât de mulți invitați 30 importanți. 30 de secunde. Exact, mai aveți 30 de secunde. Bun. Avem atât de invitați atât de importanți încât trebuie să le dăm tuturor timpul necesar. Și uite, acum o să vorbim cu... Nu știu ce mi se spune în cască, nu înțeleg nimic. Și nici n-auzi? Nu, și nici n-aud, aud eu ceva. Vorbim așa, cu un pianist, dirijor, orchestrator, compozitor de muzică de film și o să spun direct, bună dimineața, Simona Strungaru. Bună dimineața! Dimineața. Bună dimineața! Uite acolo pe fotoliu roșu de invitat, eu o să stau aici, vine și Anca, ni se alătură imediat. Bună dimineața! Ia uite-o. Eu am mai rămas o secundă să fac și un selfie, că sunt și fotograful nostru, că este sărbătorit zilei și a plecat. Nu, îmi spuneam de partea job-ul pe care îl fac. Azi vorbim despre teatrul muzical contemporan. Da. Zic bine. Da, da, da. Despre ce e vorba? Institutul Goethe organizează un eveniment foarte important, da, și foarte frumos, da, și care o să dureze o perioadă destul de lungă. O să dureze și deja durează, pentru că este al doilea proiect organizat. Așa. De Institutul Goethe, după cel care s-a numit Fidelio Ești Tu, care a avut loc în 2020. Acolo am susținut 5 microopere compuse de compozitori tineri români și în acel caz a fost subiectul, ideea Oricine ai fi, te voi salva, care provine din opera Fidelio a lui Beethoven. Și în 2020 era în Beethoven. În 2022 ce se întâmplă? În 2022 este un proiect care cuprinde 3 opere în jur de jumătate de oră are fiecare opera. Vorbim despre Opera in Your Pocket? Opera in Your Pocket este denumirea opera proiectului. De buzunar. De buzunar. Da. Și sunt 3 lucrări compuse de Sebastian Androne Nakanishi, de Dan de Popescu și de mine. Sunt susținute cu acompaniamentul ansamblului Sonomania, de ansamblului de muzică contemporană Sonomania. Și sunt cântate de 8 soliști extraordinari, Mihaela Maxim, Andreea Novac, Antonella Barnat, Justinian Zetea, Cătălin Petrescu, Alina Boșovici, Bianca Timaru și Ștefania Chițulescu. Vorbim despre 3 echipe care au fost selectate, nu? Sunt 3 echipe de compozitori libretiști. Așa. Și scenografi. Și avem 2 regizori care au grijă de tot ce ține împachetarea spectacolului și prezentarea lui către public. Este vorba de Elena Morar și Dan Vasile. Unde va avea loc? Da, când o să vedem aceste... Aceste opere, premiera este în această seară la Teatrul Odeon, la ora 19:30, la sala studio. Astăzi și mâine sunt primele 2 reprezentații. După aceea o să fie programate, vom vedea când. Cât ați lucrat? Cum ați lucrat? Cum a fost drumul până astă seară? Drumul este unul foarte frumos, nu e ușor deloc, pentru că fiind muzică nouă, nu parcurgi un drum deja prestabilit, nu urmezi niște, n-ai o rețetă. Dar de când lucrați la bucățile respective? Lucrăm efectiv. Compozițiile au fost comandate de acum un an. Așa. Un an și jumătate. Și lucrul în echipă e de la începutul lunii august. Dar este o muncă intensivă de... Cum e perceput de public. Cum sună, cum e definit, cum îl vezi acum? Cum îl văd acum? Sunt
cel puțin în ceea ce facem noi, este abordat o tematică foarte, foarte actuală. Așa. Operele au subiecte precum încălzirea globală, probleme sociale din cauza avariției. Adică se trag semnale de alarmă. Sunt semnale de alarmă foarte puternice. În opera pe care am compus-o eu, care este al cărui libret este semnat de Mara Căruțașu, este vorba despre face referire la cazul de la Caracal. Oamenii politici, oamenii care au decizia în pixul lor, vin vreodată să asculte mesajele astea sau mesajele ajung direct la ei? Eu cred că da și cred că atâta timp cât cât lucrurile sunt făcute cu bun simț și în care într-adevăr nu te-a pus să acuzi în gol sau pur și simplu încerci să ajuți un pic prin viziunea ta ca și creator, să fie echilibrate, să fie echilibrate, atunci pot ajunge aceste mesaje la cine trebuie și cred că o să atragă din ce în ce mai mult public. O sămânță de conștientizare totuși. Da. Okay. Deci Institutul Goethe, hai să facem așa o recapitulare. Da. Astăzi se organizează acest eveniment. Da. Astăzi seară și mâine vor putea fi ascultate cele trei opere la care lucrați de un an și jumătate. Da. Încă o dată unde? La Teatrul Odeon, la Sala Studio. Perfect. La ce oră? Și la ora 19:30. Vreau să mulțumesc pe această cale Oanei Lăpădatu de la Institutul Goethe și domnului Joachim Umlauf, directorul Institutului Goethe, pentru că susțin acest fenomen și pentru că în niște vremuri în care poate nu este cel mai comercial proiect, aleg să-și acorde timpul și energia în producerea unui astfel de spectacol care pentru noi contează foarte mult. E foarte și, important, așa este. Și care reunește niște echipe de oameni foarte curajoși. Mulțumim foarte mult. Mulțumim și vă dorim succes și să ne mai povestiți despre evenimente de felul acesta. Mulțumim că ne susțineți și ne promovați. Suntem aici pentru contează voi. Mulțumim foarte mult. Mult. Îi spunem bună dimineața acum lui Mihai Leu. Bună dimineața. Echipat? Bună dimineața. La Câmpul Lung, unde sunteți? La Câmpul Lung avem cursă. Astăzi sunt antrenamente oficiale, mâine este cursa. Trofeul Câmpul Lung Muscel. Așa. Mai vorbim despre un eveniment. O să ne povestiți despre un eveniment care o să aibă loc pe 1 octombrie, nu-i așa? București. În București. Despre ce e vorba? Da, pentru noi, practic, sincer, anul acesta am participat doar în Campionatul Național de Super Rally. Acum, bine, mașina este primul an când alerg cu ea, cu această mașină. Și am nevoie de kilometri mulți, de asta am venit aici, așa să zicem, pentru un antrenament, da. Iar săptămâna viitoare la București, practic, va fi o cursă pe Bulevardul Kiselev, la care chiar interesul este foarte mare. Cum a fost sezonul acesta competițional? Nu prea. Adică nu așa cum... N-a fost cum trebuie, de ce oare? Nu așa cum ne-am dorit. Așa cum am spus și înainte, este o mașină nouă. Încă lucrăm așa la foarte multe setări, probabil și legate de problemele internaționale care sunt, nu știu, și cu pandemia și cu ce se întâmplă în Ucraina, primim destul de greu piese și ce avem nevoie și de asta pot să zic că a fost un sezon destul de dificil pentru noi, dar o să încercăm să terminăm cât putem de bine, mai avem câteva curse și ne vom pregăti pentru sezonul viitor. Hai să povestim un pic despre evenimentul din 1 octombrie. La ce oră? Cine participă? Pe ce traseu mai exact? O să se închidă circulația? Pe Bulevardul Kiselev, da, între Arcul de Triumf și Piața Presei Libere. Așa. Este un traseu care este, să zic așa, este un traseu frumos, este foarte bun, să zic, în special pentru mașinile de raliu. În fiecare an am avut public foarte numeros acolo și cred că și în acest an va fi la fel. Este practic
nu știu, o competiție la care spectatorii pot să vadă foarte de aproape cam tot ce se întâmplă. Cât de importantă e recunoașterea traseului? Pentru că am văzut pe programul dumneavoastră că la 9 se dă startul acestei curse de recunoaștere și abia de la 9.30 începe să fie cursa propriu-zisă. La ora 14, cred. Mă scuzați, de la 9 la 9.30 recunoașterea. Cât de importantă e recunoașterea? De la ora 10, să zic, încep antrenamente oficiale, uh-huh. Iar cursa începe la ora 14. Este foarte importantă recunoașterea. Bine, la genul acesta de competiții, cum este Super Rally, noi avem doar puține ture de recunoaștere. Normal că totdeauna ești mai avantajat dacă ai mers și înainte la aceeași competiție. Uitați, spre exemplu, la viteză în coastă, unde sunt treceri nelimitate, acolo, nu știu, câteva zile de dimineața până seara facem urcări. La mersul cu o mașină de curse este extrem de important să știi, nu știu, fiecare groapă, fiecare denivelare, exact unde să frânezi, unde să accelerezi, este foarte important. Și cât durează cursa? De la ora 14 și până la? Vor fi două manșe de concurs. Așa. La ora 16 normal se termină. Și premiera e tot atunci? Tot, va fi tot acolo. Sperăm, totdeauna am fost norocoși, am avut vreme frumoasă, sperăm să fie și în acest an la fel. Cine se poate înscrie? Doar piloți profesioniști, doar nume mari? Da, noi practic din acest sezon la Super Rally am limitat numărul de participanți. Sunt 18 participanți care au licența anuală și vor fi încă 6 invitați care vin doar la cursa de la București. Și, spre exemplu, până acum, deci, și-au anunțat prezența Dani Oțil, Bogdan Marișca, Simone Tempestini, mai este un campion din Bulgaria care va veni. Bine, este Jérôme France, care este campionul de la Super Rally. Este un belgian care merge foarte bine. Deci e clar că avem ce să vedem pentru octombrie. Mulțumim mult de tot și vă dorim succes. De triumf și Piața Președintelui. Și eu vă mulțumesc. Zi frumoasă. Mulțumim foarte mult. La revedere. Gata, intrăm în pauză? S-a mai terminat o parte? Mamă, pilot de curse ești, frate. Pauză, gata. Hai să mergem până acolo. Că... am crezut că nu mai întregi, că nu mai îmi propui. E cum nu. Da, aici ce s-a întâmplat. Dar cum stau ele borcanelele culcate așa cum înțeleg? Platoul numărul 1 e gata. Da, stai așa, să uite, să-l punem aici la vedere. Exact așa. Mi-e plac foarte mult fructele de mare. Da, chiar și nouă, vegetarianilor. Pentru că ai în compoziția sintagmei fruct și atunci și un vegetarian poate să mănânce, corect? Am ales acum un cocktail de fructe de mare. Corect. Răspuns corect. Bun, fructe de mare cu? Deci un cocktail de creveți în care o să am, bineînțeles, că trebuie să fie și sănătos. Am puțină țelină, puțin morcov, puțin ardei gras, pătrunjel și maioneză vegetală, da? Bun. Și lămâie, bineînțeles. Dar nu e mai bună maioneza aia făcută în casă, bun, așa? Bineînțeles că da, dar m-am gândit că e vegetală, e mai bună. Okay. Pentru că este dimineață și ar cădea greu. Așa, perfect. Da? Noi trebuie așa să... m-am adaptat. Să explicăm fiecare alegere pe care o facem. Bun. Am marinat cu lămâie, sare, piper, creveții care i-am opărit. Uh-huh. Da? Sunt peste 500 de creveți. Eu am ales creveți Black Tiger, sălbatici. Da? Bun. Apoi o să-i punem frumușel într-un bol mai mare. Ok. Bineînțeles că ei sunt marinați. Uitați, au și un gust grozav. Nu îndrăznesc ca să vă dau, că mi-e frică că acum, o să vă plac. Acum n-o să mănânc, dar la ora 10 nu scăpa. Deci că... Bun, e și clar. Ce punem deasupra? Punem, uite, o să țelină. Punem țelină. Bun. O să punem morcov. Da. Și niște ardei gras. Și niște ardei gras. Că nu strică. Niciodată ardeiul gras. Da. Dar simt nevoie de și ceva o să verde. Punem... Pune imediat. Imediat. O să punem și pătrunjel. Așa. Încerc ca să facem cu ingrediente românești de la piață. Este perfect. O toamnă superbă, chiar dacă lumea spune totuși este o toamnă bogată. Uh-huh. Da? Eu vă spun cu sinceritate că... E bogată sau nu e? Este. Eu mă duc la târgul de la agronomie și vreau să vă spun că găsesc de toate. Da? Asta e bine. Pe cuvânt. Și în piață. Uh-huh. Da.
Bun, deci domn Marianu este un înfocat susținător al economiei românești. Da, prin să vedem cum iese. Păi da, bineînțeles, uite, și bucătarul profesionist face fix ca noi. Adică ce ți-a ca noi? Uite, tot așa facem și noi. Nu ești român dacă nu pui un pic de apă în sticla de șampon. Știi? Când s-a terminat. Și dacă nu razi cojile de săpun și faci un săpun nou. Mai mare. Exact. Mai ales acum că se face duș în doi. Bravo, da, dar depinde cine se repartizează asociația de locatari. Dacă locuiești singur pe doamna de la 2. Hai să facem o pauză de 8 minute să ne revenim și revenim. Cum 7-8 minute. Să tăiem, 7-8 minute.